Pace, bună dimineața și la mulți ani! Domnul Iisus să-L binecuvinteze! Haideți să ne ridicăm în prezența Lui, mulțumindu-I prin cântare și spunându-I că ne vom încrede în El așa cum ne-am încrezut în 2019, 2018, toți acești ani ne vom încrede în El și în 2020. Amin? Slava ta, arată
fața ta, te caut, Doamne, caut voia ta, tu ești stânca. Slăvit să fie numele Tău, Doamne Iisuse, pentru încă o nouă zi, într-un nou an. Mulțumim pentru îndurarea care Ți-a arătat-o față de noi în anul care a trecut. Mulțumim pentru purtarea Ta de grijă. Mulțumim pentru că n-am dus lipsă de nimic. Mulțumim pentru că am văzut mâna Ta și în timpuri grele și în timpuri bune. Mulțumim pentru ocrotirea Ta. Mulțumim pentru harul Tău bogat care încă este deschis pentru orice făptură care aleargă spre Tine și vrea să se pocăiască. Doamne, Îți mulțumim pentru un an care a trecut și în care am văzut puterea Ta la lucru, Doamne. Am văzut puterea Ta în mijlocul problemelor de boală, Doamne. Am văzut mâna Ta în mijlocul problemelor de familie, am văzut mâna Ta la lucru, Doamne, în joburile noastre, am văzut mâna Ta la lucru în atât de multe lucruri, Doamne, ajută-ne să nu uităm felul în care, minunat în care ai lucrat, Doamne, Te rugăm în acest nou an în care am intrat, Te rugăm, Doamne, să lași binecuvântarea Ta și binecuvântarea cerului peste fiecare dintre noi, Doamne. Avem nevoie să umblăm cu Tine, dorim să Te cunoaștem mai mult, dorim să ne apropiem mai mult de Tine. De aceea, în acest nou an, prin puterea cuvântului, prin Domnul Iisus întrupat, acest cuvânt minunat pe care L-ai lăsat în mijlocul nostru, Te rugăm să ne umpli mai mult de Duhul Tău cel Sfânt, de o cunoaștere a Ta, a Dumnezeirii, a Trinității, Doamne. Ajută-ne, Te rugăm frumos, ca să trăim în sfințenie, continuă procesul de sfințire care L-ai început în fiecare dintre noi și pregătește-ne pentru întâlnirea cu Tine. În numele Domnului Iisus m-am rugat. Amin. Amin. Vreau să deschidem în această dimineață în Exod pentru momentele de rugăciune. Exod capitolul 33 și vom citi de la 12 la 18.
pagina în Biblie, în 98. Textul din care vom citi este intitulat Moise cere să vadă slava lui Dumnezeu. Este un text cunoscut de dumneavoastră. De la versetul 12 spune așa: Moise a zis Domnului, iată, tu îmi zici, du pe poporul acesta și nu mi-arăți pe cine vei trimite cu mine. Însă tu ai zis, eu te cunosc pe nume și ai căpătat trecere înaintea mea. Acum, dacă am căpătat trecere înaintea ta, arată-mi căile tale. Atunci te voi cunoaște și voi avea trecere înaintea ta. Și gândește-te că neamul acesta este poporul tău. Domnul a răspuns, voi merge eu însumi cu tine și îți voi da odihnă. Moise i-a zis, dacă nu mergi tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Cum se va ști că am căpătat trecere înaintea ta, eu și poporul tău? Oare nu când vei merge tu cu noi și când prin aceasta vom fi deosebiți, eu și poporul tău, de toate popoarele de pe fața pământului? Domnul a zis lui Moise, voi face și ceea ce îmi ceri acum, căci ai căpătat trecere înaintea mea și te cunosc pe nume. Moise a zis, arată-mi slava ta. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Sunteți foarte frumoși în dimineața asta, ceea ce înseamnă că n-ați stat târziu aseară, n-ați făcut noapte albă. Când eram mai tânăr, parcă puteam să stăm mai mult, să petrecem o noapte, să petrecem, că noi credincioși nu petrecem, dar să stai mai mult o noapte întreagă. E câțiva ani încoace, pe la 9-10, ne punem pe genunchi, ne rugăm ca și cum e ora 12 și se încheie totul. Și după cum arătați voi, cam așa ați făcut și voi. Nu cred că a stat prea mult. Dragilor, am stat și am început cumva să mă uit înapoi la 2019 și cumva am început să fac așa un bilanț, cam cum îl facem de fiecare dată. Și am primit din partea Domnului un cuvânt care cumva a pus punct la starea aia. Și vreau să vi-l citesc și vouă, după aceea ne întoarcem la textul ăsta. Vă citesc din Filipeni 3 și începând cu versetul 10. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Amin. Așa că, gândindu-mă eu la ce am făcut în 2019 și citind versetul ăsta sau aducându-mi aminte, m-am gândit, eu nu mai am ce să mă gândesc la 2019. 2019 e încheiat. Bă, cuvântul lui Dumnezeu spune, uitând ce este în urma mea. Vreau și eu să uit ce-a fost în 2019, dar mă arunc cu credință spre ce este înainte. Vreau să alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Vrei și tu să faci lucrul ăsta în 2020? Dacă v-ați uitat, anul 2020, eu n-am știut și vă rog să nu mă credeți ignorant. N-am știut că sunt atât de multe calendare în lumea asta. Dumneavoastră știți câte calendare sunt? Nu le-am numărat, dar e o listă întreagă de ele. Când m-am uitat studiam puțin despre 2020, păi stai puțin, 2020, un singur calendar arată 2020, calendarul gregorian. După care îs N și N calendare, timpurile sunt ciudat de diferite. Unele calendare suntem la anul 170 ceva, altul la 1700. Și ăsta cumva m-a îndreptat din nou gândul spre Dumnezeu și am zis, Doamne, Tu după ce calendar funcționezi? Că eu funcționez după ăsta omenesc. După mintea mea e 2020. După mintea noastră, dar după calendarul Tău ce an o fi? Nu știm. Nu știm după calendarul lui Dumnezeu. Să ne pregătim, pentru că nu știm timpul și ceasul, așa cum spune cuvântul. Dar oricum, gândindu-mă la asta, am dat peste
cum, ceea ce numesc chinezii. Știți că chinezii au în fiecare an, ei spun anul cutare și au ei un animal. Știți ce an e anul 2020 în calendarul chinezesc? Nu? E foarte urât. Cu toate că ei spun că ei o să fie ceva minunat. Eu oricum nu mă iau după asta, dar vă spun și vă ca fapt divers. Calendarul șobolanului, încerc să trag, șobolanului alb de metal. Anul chinezesc. Anul șobolanului alb de metal. Ok. Nu-i mare lucru, nu? Te mai uiți, mai este, am dat peste o chestie interesantă, că anul 2020 a fost, e considerat anul, traducerea la nurses, asistente medicale, anul asistentelor medicale. Așa că Mirela e anul tău anul ăsta. Este o organizație globală de sănătate care a declarat anul 2020 anul asistentelor medicale. Și m-am gândit, băi, dar fiecare declară an ceva, 2020. Noi creștinii ce declarăm? Ce-i 2020? Anul Domnului. Și creștinii ori declara ceva anul ăsta și m-am bucurat să văd asta. Mi-a trebuit ceva timp să caut. Am găsit o organizație din care face parte și pastorul Zacharias și împreună cu el mari somități ale creștinismului din ziua de azi, teologi și oameni serioși în credință. M-am uitat să văd cine sunt aceia, sunt oameni credincioși, oameni care au o anumită conduită, un anumit istoric. Și i-au declarat anul 2020, anul Bibliei. Deci anul 2020 e anul Bibliei. Și eu m-am gândit că la noi în biserică deja fratele Edward, cumva, nu știu dacă ai știut frate Edward de treaba asta, știu de anul 2020, anul Bibliei. Nu știu dacă ai știut, dar oricum ai avut lumină că ai adus chestia asta înaintea bisericii. Ce important într-o zi ca astăzi, în 2020, în secolul acesta, să stai încă lângă cuvântul lui Dumnezeu. Eu vă spun, mi-am adus aminte că în anul 2000, nu știu unde erați voi în 2000, dar în 2000 eram în seara de Revelion, am făcut-o la lucru, lucram pentru Motorola în Schaumburg. Și anul 2000 a fost un an ciudat pentru că toată lumea zicea că sistemele la ora 12 se dă totul peste cap, nu mai știe, roboții o iau razna. Eu venind în America în 99, deci nu am făcut parte neapărat din toată pregătirea asta, dar am prins și eu sfârșitul pregătirii. Ei de mulți ani lucrau inginerii la toate sistemele ca să nu se întâmple o nenorocire. Și am fost acolo. Am fost la 2020 și deja pe toate ecranele, cum erau televizoare peste tot, toate ecranele arătau timpul înapoi. 59... 58 și toată lumea stătea stresată că ce o se întâmple. Și de ce vă spun asta? Că mi-am adus aminte telefonul care l-am avut eu atunci. Am avut un telefon făcut de Motorola care se desfidea, un flip phone. Știți, vă aduceți aminte de ele, flip phone. De era așa mare. Și mi-aduc aminte de capabilitățile telefonului. Vă spun imediat unde mă duc cu treaba asta. Cu telefonul ăla puteam doar să sun sau să-l pun să mă sune. Adică ca alarmă. Aia era toată capabilitatea telefonului. Și astăzi am două computere, că astea sunt computere care sunt cu mine. Am toată istoria lumii scrisă de NN oameni aici, pe astea două. Am camere de luat vedere, ai poze, ai care aveți Facebook-uri și Twitter și astea. Le aveți toate la îndemână. Deci în 20 de ani de zile, asta e unde a ajuns omenirea. În 20 de ani de zile o explozie tehnologică. Îmi aduc aminte la fel ce făceam noi la lucru atunci și ce facem acum și sistemele în care lucrăm. Deci o explozie tehnologică extraordinară. Bun. Deci oricum, anul 2020 și v-am auzit pe voi vorbind Dan și cu Edward azi dimineață și eu m-am uitat că 20-20, când te duci la doctor să-ți facă testul la ochi și ai 20-20, ai privire perfectă, nu? Dacă ajungi acolo, care n-aveți ochelari, voi deja nu vă mai calificați. Care aveți, pardon. Bun. Ce cu toate lucrurile astea? Ce cu 2020? Ce cu... Eu m-am gândit că un singur lucru în 20 de ani și în 40 de ani și în 100 de ani și în 1000 de ani, un singur lucru nu s-a schimbat. Și ăsta e aici. Credem lucrul ăsta.
Ce minunat e să poți să știi că astea, noi și noi ne schimbăm telefoanele săptămâna asta, că al lui Gabi nu-i mai performant, nu știu ce, ne-am dus, ne dă telefoane, nu știu ce, iPhone 8 sau 9 sau cât o fi. Deci, ălea tot schimb. Schimb aia, schimb mașina, schimb haina, schimb job-ul. Dar să știi că e un lucru atât de solid în viața asta care nu se schimbă niciodată și îl ai în mâna ta. Și m-am bucurat foarte mult și pentru mine, nu știu, ca biserică, cum gândim lucrul ăsta, dar pentru mine și familia mea vreau și eu 2020 să fie anul Bibliei. Adică vreau să-l studiez mai mult, vreau să mă adâncesc mai mult în el și e minunat, ați auzit lucrul ăsta de N ori spus, poți să citești un text de nu știu câte ori și textul ăla încă vorbește, încă e viu. De ce? Pentru că e parte din ceva care nu se schimbă niciodată, e parte din ceea ce a creat totul și ne-a creat și pe noi. Și dimineața asta, Dumnezeu mi-a aruncat privirile spre textul acesta și dacă cunoașteți textul din Exod 33, dacă vă dați seama ceea ce s-a întâmplat înainte de versetul 12, înainte de versetul 12, Dumnezeu spune, voi sunteți un popor încăpățânat, cu voi nu poate lucra nimeni și eu cu voi nu intru în țara promisă. Vă aduceți aminte de istoria asta? Eu am citit și m-am gândit la mine. Doamne, cum am fost în 2019? Am arătat încăpățânare când a fost vorba să schimb lucruri în viața mea? Am arătat încăpățânare când mai am stat aici de atâtea ori și am lăcrimat de atâtea ori la cuvântul tău, am fost cercetat. Dar când m-am dus acasă, m-am încăpățânat și am zis, lasă că ăla-i bun pentru Aurora sau ăla-i bun pentru Edward sau ăla-i bun. Am zis? Eu nu știu dacă voi ați zis, dar eu am rămas uimit de încăpățânarea poporului și cum Dumnezeu ia o decizie dură. Da? Voi v-ați încăpățânat? Voi vreți să mergeți înainte, așa? Toată lumea vrea să meargă înainte. Și dacă ai 100 de ani și 110 ani, dacă ești sănătos și nu ești bolnav, îl întrebi pe omul vrea să meargă înainte. Așa că fiecare dintre noi care suntem aici, dacă ne-am întrebat sincer unul, Cosmin, ai vrea să mergi înainte? Da, vreau să merg înainte. Mai vrei să faci lucruri? Da, vreau să fac lucruri. Și Dumnezeu să spună, să-mi spună sau să-ți spună ție, dar datorită încăpățânării tale, știi ce? Du-te singur. Când am auzit asta și m-am uitat la poporul Israel, poporul pe care Dumnezeu l-a născut și care îl iubește și spune, nu, eu nu mai vin cu voi. Gata, s-a terminat. Dar nu rămâne aici textul și îmi place că Dumnezeu e Dumnezeu al milei și îndurării și dacă în dimineața asta nu ți-ai dat seama, numai gândește-te unde ai fost, unde ai putea fi și unde ești acum și atunci îți dai seama că există milă și îndurare la Dumnezeu. Amin? Și atunci vine Moise, eu cred că ca și noi cum avem momentele de rugăciune, le avem aici, le avem acasă, stăm de vorbă cu Dumnezeu. Totdeauna le spun la copiii mei, tu nu te rogi, tu nu poți să te rogi lui Dumnezeu ca și cum te-ai ruga la o mașină, la un bancomat. Tu pe Dumnezeu trebuie să-L simți. Trebuie să-L simți că e Tatăl tău, trebuie să-L simți și voi toți ați experimentat și am experimentat lucrul ăsta. Și cred că și Moise a experimentat același lucru, că a venit cu curaj înaintea Domnului și a spus, dar aș vrea să urmărim câteva lucruri care pe mine m-au cercetat din textul acesta pe care l-am citit, unde începe Moise? Unde ne spune textul că a început Moise în felul lui de a gândi? Uitați, Moise a zis Domnului, deci Moise se adresează lui Dumnezeu, iată tu îmi zici, după poporul acesta, pentru că așa a spus Dumnezeu, tu îl duci în țara Canaan, eu nu vin cu voi. Și nu-mi arăți pe cine vei trimite cu mine. O problemă pe care noi oamenii o avem este că ne place să știm cine e cu noi. E adevărat sau nu? În orice problemă. Te gândești la biserică, mă, mergem înainte, dar cine e cu tine? E o problemă omenească. Te gândești să faci ceva în viață, să investești într-o casă sau, dar cine e cu mine? E soția mea cu mine? Îs cei din casa mea sau ei contra sau nu doresc? Am rămas cumva cercetat de gândul ăsta pentru că de multe ori și eu m-am întrebat această întrebare. Și nu mi-arăți pe cine vei trimite cu mine. Moise, Sfântul Moise, blândul Moise, omul care, prin care Dumnezeu a lucrat, el omenește gândește aici și spune și nu mi-arăți pe cine. Vrea și el să știe cine vine cu mine. Tu mă trimiți să duc popor, dar cine vine? Vin iscoadele, numai aia care au crezut, vin și familiile lor, vin miile cu zecile, cine vine? Și tot Moise își dă seama și spune, însă tu ai zis, eu te cunosc pe nume. Moise își dă seama că gândirea lui e umană
și firească. Eu vreau să știu cu cine mă trimiți acolo, vreau să știu cu cine merg. Dar după aia spune, însă tu mi-ai spus, eu te cunosc pe nume și ai căpătat trecere înaintea mea. Acum, dacă am căpătat trecerea înaintea ta, vedeți aici o schimbare de gândire. Între două versete, gândirea lui Moise se schimbe și merge de la firescul acesta, hai spune-mi cine-i cu mine. Pentru cei care ați pierdut un partener în anul care a trecut, sau știți persoane care au pierdut un partener în anul care a trecut, te-ai gândit și te gândești, cine-i cu mine? Cine-i cu mine? Nu-i mai nimeni. Și pui întrebările astea, Dumnezeu, le-a pus și Moise. Le-a pus și Moise. Dar Moise merge înapoi și își schimbă, își dă seama că stă de vorbă cu Dumnezeul atotputernic și spune, acum dacă am căpătat trecere înaintea ta, ce spune? Merge de la ideea de arată-mi cine-i cu mine, merge la ce idee? Arată-mi ce? Căile tale. N-ai vrea și tu, eu m-am gândit la mine, n-ai vrea și tu în anul 2020, în loc să tot te gândești cine-i, cum-i, lucrurile astea firește, să zici, Doamne, arată-mi căile tale. N-ar fi frumos lucrul ăsta. În 2020 se spune, Doamne, arată-mi căile tale. Atunci te voi cunoaște, Moise își dă seama că nu-i important cine-i cu tine. Cu toate că omenește, acolo ne blocăm. Ca oameni ne blocăm la cine-i cu mine, cine merge cu mine, cine face aia. La Dumnezeu și Moise își dă seama și spune, nu mă mai interesează, mă interesează căile tale, pentru că atunci te voi cunoaște și voi avea trecere înaintea ta. Ce frumos să dorești să cunoști căile Domnului. Uitați răspunsul lui Dumnezeu după ce l-ascultă pe Moise vorbind cu el, rugându-se lui. Zice, dintr-o dată Dumnezeu își schimbă planul lui. Păi cum stai, Doamne, că aici la versetul 14 tu spui, voi merge eu însumi cu tine și îți voi da odihnă. Păi la versetele dinainte, tu spuneai, să văd dacă îl găsesc aici, ca să vedeți ce contrast. Fiți atenți, 33:3. Suie-te în țara aceasta, spune Dumnezeu lui Moise, suie-te în țara aceasta unde curge lapte și miere, dar eu nu mă voi sui în mijlocul tău ca să nu te prepădesc pe drum căci ești un popor încăpățânat. Adică de la o rugăciune a unui sfânt, a unui om cum era Moise, Dumnezeu își schimbă planurile. Și de la faptul că Dumnezeu zice nu vin cu tine, gata, ești încăpățânat, nu mă mai interesează, te duci singur, Dumnezeu spune... Domnul a răspuns, voi merge eu însumi cu tine și îți voi da odihnă. Un lucru foarte frumos. Moise i-a spus, vedeți, realizează omului Dumnezeu așa cum aș vrea și noi în anul acesta să realizăm, că dacă nu merge Dumnezeu cu noi, nu contează altcineva cine merge cu tine. Realizez lucrul ăsta. Sunt oameni care sunt înconjurați de oameni, e o vorbă în românește, baie de oameni, ați auzit de cuvântul ăsta, baie de oameni, adică când merge președintele României, se folosește România foarte des termenul ăsta, când merge Iohannis, zice, a făcut o baie de mulțime. Adică atâta de multă lume în jurul lui că e o plin de lume. Și aici, după verset, trebuie să spune, din câte înțeleg eu, dar nu contează, Moise, cine merge cu tine? Da, e frumos, vrem și e bine. Nu eu merg și atunci Moise realizează și zice, Doamne, dacă nu mergi tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Ați vrea și voi să spunem lucrul acesta la început de an. Doamne, dacă nu mergi tu cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Amin? Și aș vrea să mai citesc, cum se va ști că am căpătat trecere înaintea ta, eu și poporul tău? Moise acum gândește spiritual, gândește duhovnicește. Nu mă mai interesează, Doamne, câți o să vină cu mine, dar mă interesează că tu mergi cu mine și mi-ai spus că voi căpăta trecere înaintea ta, eu și poporul tău. Oare, și Moise spune, și mi-a plăcut gândul ăsta, oare nu când vei merge tu cu noi și când prin aceasta vom fi deosebiți? E o problemă mare, nu numai în America, și în România și oriunde, pentru că diferența dintre noi, dintre cei credincioși și cei din lume, aproape că nu se mai cunoaște. Aproape că nu se mai cunoaște. Avem vocabularul la fel, avem comportamentul la fel, am făcut din biserici săli de luptă, am făcut din biserici locuri în care să ne impunem un punct de vedere. Măi, nu contează că nu-i biblic, dar eu îmi impun punctul ăla de vedere că eu vreau să știe toți că de la mine a plecat ideea și că s-o făcut. Nu ne mai deosebim. Și aici Moise își dă seama și spune că când tu spui că am trecere înaintea ta și tu vei fi cu noi și cu mine,
noi vom merge cu tine și prin aceasta vom fi deosebiți. Aș vrea și noi în anul 2020 să fim deosebiți, dar nu prin lucruri care să spună, băi, ce-o mai făcut și ăia, sau băi, ce-o mai făcut și ăla, sau ce-o mai zis și ăla. Ați vrea așa să fiți diferiți? Eu zic că nu. Aș vrea să fim diferiți prin faptul că Dumnezeu este cu noi. Și când Dumnezeu este cu noi, ne conștientizează de starea noastră, ne pocăim, ne întoarcem la El cu pocăință și lucrurile se schimbă. Mergem mai departe, mai două versete. Domnul a zis lui Moise, voi face și ceea ce îmi ceri acum, căci ai căpătat trecere înaintea mea și te cunosc pe nume. Pentru noi care suntem copii lui Dumnezeu, suntem mântuiți, El ne cunoaște pe nume. Dar avem în familiile noastre, avem apropiați ai noștri, avem la locurile de muncă oameni care nu sunt ai Domnului. Și aș vrea în dimineața aceasta să proclamăm 2020 un an al pocăinței, un an al întoarcerii, un an la care, la sfârșitul căruia să putem să spunem și noi, Doamne, nu numai că mă cunoști pe mine pe nume, dar îl cunoști și pe copilul meu. Îl cunoști și pe soțul meu, cunoști pe soția mea, cunoști pe unchii mei, care, whatever the cases, tu știi pe cine ai mai vrea Domnul să cunoască pe nume. Și îmi place să închei cu versetul 18, când realizează Moise, cred că când realizează Moise, gândirea lui a fost schimbată de la cine vine cu mine, cine-i cu mine, cine-i în jurul meu, când realizează Moise, gândirea lui s-a schimbat la Doamne, aș vrea Tu să vii cu mine, aș vrea Tu să fii de partea mea. Îți mulțumesc că Tu mă cunoști pe nume. Când se face schimbarea asta, Moise încheie toată rugăciunea asta și strigarea lui înaintea lui Dumnezeu și nu spune altceva decât arată-mi slava Ta. Eu aș vrea ca 2020 să fie pentru mine și pentru tine un an în care Dumnezeu să ne arată slava Lui. Dar cum să-și arate Dumnezeu slava Lui? Cum? Pentru că noi știm că nu poate să-L vadă nimeni pe Dumnezeu. Mai departe și spune, dacă ați vedea fața mea, ați muri. Când Dumnezeu trece prin fața poporului, spune că le-a dat voie poporului doar spatele să le vadă, pentru că dacă ar fi văzut fața, ar fi murit toți. Deci fața Lui nu o putem vedea decât atunci când vom fi cu El. Dar aici, în 2020, dacă Dumnezeu ne îngăduie, cum ai vrea ca slava Lui să se arate în casa ta, în viața ta? Tu poți să spui asta prin rugăciune. Eu aș vrea slava Lui Dumnezeu să se arate prin felul în care eu mă apropii mai mult de Dumnezeu. Eu aș vrea slava Lui să se arate în viața mea, în casa mea, prin felul în care El va oferi mântuire celor dragi ai mei. Eu aș vrea ca slava Lui să se arate prin felul în care noi ne vom iubi unii pe alții și în rugăciune, în studierea cuvântului, ne vom apropia de Dumnezeu. Eu așa văd slava Lui Dumnezeu pentru 2020. Dar tu poți să ai alte idei și alte gânduri și aș vrea să ne ridicăm înaintea Lui Dumnezeu. Aș vrea să amintim pe cei care nu sunt cu noi. Jeff și Charlie nu sunt cu noi în dimineața asta. Aș vrea să ne rugăm pentru ei. Is ok? Știu că Jeff a avut... His numbers went up or I didn't fully understand. Ce s-a întâmplat? Și vreau să ne rugăm și pentru Jeff. Jeff avea diabet gradul 1, 1.5. Numerele au luat-o puțin în direcția greșită. Aș vrea să aducem înaintea Domnului și pe el, pe Charlie. Vreau să aducem înaintea Domnului și pe fratele Ursan. Fratele Ursan a fost în spital 3 zile. De la o răceală, a ajuns la o răceală foarte grea în care nu a mai putut să stea în picioare, nu a putut să respire, mă rog, lucrurile care le știți și voi. Aș să ne rugăm pentru ei. Aș vrea să ne rugăm pentru fratele Sandu Popa, nu-i membru la noi, dar noi îl cunoaștem toți. Nu știu care e situația. Că ne puteți spune care e situația lui? Și el e în spital, da? E în spital și fratele Sandu, aș vrea să ne rugăm pentru el. Sora Magda, care e situația cu sora Magda? Să strigăm că anul 2020 să fie un an al milei și îndurării pentru toate aceste cazuri și știu că e un an necunoscut. Suntem în prima zi și astăzi poate putem să zâmbim. S-ar putea mâine să verși o lacrimă. Care dumneavoastră aveți în România, nu? Cumnata dumneavoastră, cumnata Silvia, are cancer gradul 4, da? Sau... So...
Și e așa de mult necaz și așa de repede se pot schimba lucrurile în viața aceasta. Vă ce-ți aminte că în 2019 l-am avut pe frate la barac cu noi. Nu-i mai. Pac. Mă duc aminte când am avut șaurul de nuntă, când am primit telefonul de la Claudiu și m-a spus, hai repede acasă că tata e bolnav. Dacă e bolnav, du-l ții la spital, dar tata era mort deja. Deci lucrurile se schimbă, eu vorbisem cu tata cu câteva ore înainte, deci era tot ok. Deci lucrurile se pot schimba într-o secundă și de aceea avem nevoie de călăuzirea lui, avem nevoie de îndurarea lui și avem nevoie ca el să arate slava peste viețile noastre. Amin. Vreau să începem din partea aceasta. Cei care se încurcă în lucruri. Îți mulțumesc, Doamne, pentru familia mea. Slavă-ți, Doamne, că așa ai găsit cu cale că anul trecut soțul meu să vină la tine. Mă simt singură și aseară copiii mă întreba unde-i tata, unde-i tata. Nu mai este cu noi, dar știm că e la tine. Aleluia! Amin. Și să te slăvim pe tine. Amin, Doamne. Slava ta, arată, amin. Că dacă Aleluia. Tu ne-o areți, noi știm cum să trăim față de tine. Așa știm este. Cum să ne raportăm la viața noastră față de tine, Tatăl bun. Mulțumesc, Doamne, pentru familia mea și pentru Slavă. Că Tu lucrezi în cei care nu sunt întorși la tine. Eu cred. Lucrează. Îi aduc înaintea ta și cred că numai Tu cel Sfânt poți să-i întoarci. Noi ce am putea să spunem că nu se întâmplă nimic, dar când intervii Tu, da, puterea Domnului Tău, totul se schimbă. Amin. Și mântuirea care o cerem pentru ei, slavă ție. Glorie ție. Te rugăm pentru și pentru fratele meu, Doamne. Da, Doamne. Să lucrezi de săvârșit. Te rugăm, Doamne Iisus, lucrează. Ei vorbi și de vreme și târziu. Ei vorbi în patru ani. Tu știi unde locuiește, lucrează viața. Te rugăm, Doamne Iisus, să lucrează. Te rugăm, Doamne, pentru cei care sunt bolnavi așa cum s-au numit aici. Fiecare în parte și sora Domnului ca eu vine pe patru. Îndură-te, Doamne Iisus. Doamne, pregătește. Da, Doamne. Și pregătește-i pe toți. Noi nu știm ziua nici ceasul, când vei veni sau când ne chem la tine. Dar credem că ne faci bine. Da, ce lucru prin care trecem, Tu ne faci bine. Da, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că dai sănătate celor bolnavi. Da, atinge-te de gem, de copii. Te rugăm, Doamne Iisus. De Sfântul Corp. Te rugăm, Doamne. Și de toți ceilalți care te rugăm. N-au putut veni și sunt în pade, soartă, fratele Ursan, Doamne. Da, Doamne Iisus, te rugăm. Găsește-L și pe El, acolo unde amin. Este. Ajută să se bucure de prezența Ta. Amin. Mulțumim că vei face. Te rugăm, Doamne, să dai cuvânt și astăzi. Te rugăm, Doamne Iisus. Unde să vestește Evanghelia. Cuvântul Tău să fie însoțit de Duhul Tău. Amin. Și așa cum Te-a rugat, fii prezent și aici. Amin, Doamne Iisus. Te rugăm. Cântările, rugăciunile, cuvântul să fie însoțit de Tine și crește-ne numărul unde. Amin. Da, poate vei veni anul acesta. Noi trebuie să fim gata în orice clipă. Amin. Că nu știm ziua nici ceasul, dar știm că nu mai este mult și Tu vei veni. Să cuvânt și astăzi aici. Te rugăm. Pentru sufletele noastre.
Te rugăm. Și ajută-ne să te înălțăm, să te binecuvântăm pe tine, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. 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 Tatăl nostru scump din ceruri, cu mulțumire și cu recunoștință venim în viața aceasta, să-ți mulțumim din toată inima. Doamne, ai fost cu noi până acum. Mulțumim, Doamne Iisus. Toate bunătățile și îndurările tale care le-am avut și anul acesta, Doamne. N-am vrut lipsă de niciun bine, Doamne. Îți mulțumim din toată inima. Glorie ție. Nu merităm, Doamne, dar Tu ești bun, Doamne. Mila Ta, Doamne, și îndurarea Ta, Doamne, n-au ajuns la capăt. Mulțumim. Îți mulțumim, Tată drag, că suntem în viață, Doamne. Mulțumim. La sănătate, putere, Doamne, îți mulțumim, Doamne. Copiii noștri și nepoții noștri, mulțumim pentru ei, că suntem copii, Doamne, și anul acesta. Îți mulțumim, Tată drag, pentru mai mult decât orice, pentru Domnul Iisus, pentru mântuirea Mulțumim. Tău, Doamne, pentru cu copiii Tăi, Doamne. Te slăbim și Te lăudăm, Te amărim și sfințim. Gloria Ție, Doamne, Tău, peste veci. Da. Doamne, Tată drag, dorim să Te simțim și în dimineața aceasta. Amin. Amin. Să te cercetezi, Doamne, să trebuiești Duhul Tău ce sunt. Te rugăm. În aceasta, Doamne, dorim, Doamne, să simțim prezența Ta în mijlocul nostru. Amin. Și dorim, Doamne, să Te aducem o chinare plăcută, Doamne, tot ce facem, Doamne, să fie doar spre slava și onoarea numelui Tău. Amin. Doamne, Tată drag, te rog din toată inima anul acesta, Tu să ne călăuzești, Doamne, Amin. Da. Știm, Doamne, ce va fi, da, Doamne, ne încredem în Tine. Amin. Tu ai totul sub control, Doamne, Tu ții totul în mâna Ta, de aceea, Doamne, ne încredem în Tine, Doamne. Amin. Tu ești Tatăl nostru, cel atotputernic și noi suntem copiii Tăi. Doamne, îți mulțumim pentru harul acesta, Doamne. Doamne, și Te rugăm în toată inima să Te apiți de cei bolnavi. Te rugăm, Doamne. Pentru multe cazuri, suferință, Doamne, și durere, Doamne. Ai milă, Tată, dar Te rugăm din toată inima. Ai milă, Doamne, de familia lui Cer. Te rugăm, Doamne. Cearni, Tată, dragă, Doamne. Să nu se apiți de sframbare, Doamne, ale durerile, Doamne. Poți să-L vindești, Doamne. Te rugăm din toată inima. Intervin Tu, Doamne. Te rugăm pentru Sandru, Doamne. Îndură-Te, Doamne. Te rugăm, ai milă, Doamne. Amin. Te rugăm pentru Fratele Oxana, Tarașie. Da, Doamne Iisus. Pentru Sora Silvia, Rumânia. Amin, Te rugăm. Ai milă și Fiindu-Te, Tatăl Doamne, Tu ești medicul suprem și de aceea noi, Doamne, venim la Tine și crede că Tu vei face, Doamne. Tu ai toată puterea, Doamne. Te rugăm pentru cei dragi noștri, Doamne. Care nu sunt mântuiți. Îndură-Te, Doamne. Tată drag, și anul acesta, Doamne, frate, și pe fratele meu, Doamne. Amin, Doamne. Frate la Tine, pe fratele scrusura Măriora. Te rugăm, Doamne. Amin, Doamne. Chiar Tu ai milă, Doamne. Te rugăm. Doamne, anul acesta vrem mai mult să ne apropiem de Tine. Vrem mai mult, Doamne, să facem voia Ta, să Te căutăm în rugăciune. În fapte bune, Doamne, Te rog să ne ajuți, că vrem să fim gata, Doamne, să Te întâmpinăm. Doamne, Te rog să ne dai Tu putere, să ne călăuzești prin Duhul Tău cel Sfânt. Doamne, Te laudăm și Te mărim și până în veci. Amin. 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 Această primă zi a anului, Părinte din ceruri, ne întoarcem cu mulțumire înaintea Ta. Slavă Ție. Te rugăm să ne primești, Doamne, mulțumirile noastre. Nu suntem în stare să-Ți mulțumim unde ai ajuns pentru tot ce ai făcut pentru noi. Dar Glorie Ție, lucru putem să spunem că ai fost alături de noi. Slavă Ție, Doamne, îți mulțumim. Anului și Te-am simțit aproape. Îți mulțumim, Doamne, pentru călăuzirea Ta de Tată. Pentru mila Ta și îndurarea Ta care nu se termină față de noi. Rugăm în continuare în acest an, Doamne, să ne ajuți, Doamne, să fim aproape de Tine. Da. Să Te simțim din nou că mergi cu noi de-a lungul anului și ne arăți slava Ta. Da. Prin tot ceea ce avem de trecut, să Te vedem pe Tine. Amin. Duhul nostru se întoarce și acolo unde copiii Tăi suferă pentru cuvântul Tău, sunt omorâți, sunt puși grămadă, mușcați. Te rugăm din toată inima să fii prezent acolo. Te rugăm. Să mângâi familiile lor, copiii rămași, Doamne. Te rugăm din toată inima. Arată-Ți slava. Amin. Și celor care fac lucrul acesta și omoară suflete și le iau viață. Te rugăm să-Ți arăți slava și puterea. Să le oprești mâna care face omorul, Doamne. Te rugăm din toată inima să fii acolo, în Nigeria, în Algeria, unde sunt scoși din biserici afară, sunt maltratați, Doamne. Fie
Amin. Da. Apelează la rugăciune pe tot globul, Doamne. Ne întoarcem și noi pentru ei, Doamne, și te rugăm să fii prezent acolo. Amin. Te rugăm din toată inima în continuare să fii prezent în biserica. Te rugăm, Doamne Iisus. Să arăți la ta fiecare zi, Doamne, când ne adunăm în locul acesta. Te rugăm din toată inima. Știm că nu numărul contează, ci contează prezența. Amin. Nu ești acolo unde ești chemat. Te rog să fii prezent. Trebuie să adună numele Tău. Tu ești prezent. Îți mulțumim că ai fost și te-am simțit aproape anul acesta aici în biserică. Slavă Ție. Mulțumim că cuvântul Tău a fost la înălțime. Slavă Ție, Doamne Iisus. Te rugăm în continuare să ne dai hrană în anul Te rugăm, Doamne Iisus. Prin care să ne apropii tot mai mult de Amin. Tine. Te rugăm pentru cei bolnavi, mă rog pentru Silvia, tu poți să-i mai dai rău. Te rugăm din toată inima, mai dai sănătate, tu poți să faci o minune și cu ea, așa cum ai făcut cu mulți, ca să stea slavă și ea sufletul ei. Te rugăm să-i sprijinești familia, să-i ferești în răbdare, în credință. Te rugăm să fii și cu fratele Sandu Popa. Te rugăm, Doamne. Și fii și cu sora Estera. Te rugăm, Doamne. Pentru care și doctorii se contrazic, ar mai fi sau ar mai fi cancer, trebuie teste. Te rugăm să ai milă de ea. Da, îndură-te, Doamne Iisus. Să faci să dispară cu tot. Amin. Să rămână copilașii cu mama. Te rugăm, Doamne Iisus. Te rugăm și sora Magda. Te rugăm din toată inima să o întărești. Te rugăm, Doamne Iisus. Te rog să fii, Doamne, în continuare. Toți care trec prin necazuri, te rugăm, Doamne, și care noi știm, Doamne, și apelează milei Tale. Amin. Te rugăm apoi să fii cu cei nemântuiți. Te rugăm, care Doamne. Te rog să fii cu nepoții mei, Doamne, să le ieși în care. Amin. Anul acesta să fie un an de durare și pentru ei, îndeamnă-i, Doamne, să studieze cuvântul Tău, să te găsească pe Tine, Amin. Să găsească mântuirea. Amin. Rămânem încredințați, Doamne, și știm, Doamne, că dacă Te chemăm, Tu ești prezent și ascult rugăciunile noastre și în dimineața aceasta și Te-i face mai mult decât putem noi să-ți cerem. De aceea Slavă. Îți mulțumim în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Slavă Ție. Da, Doamne. Te rugăm. Să nu fie singur. Amin, Doamne. Toate de și să fii cu fratele Orsanu și să iei boala asta de la el. Amin. Și să fii cu sora Baracă. Te rugăm. În numele Domnului Iisus m-a rugat. Amin. Doamne Iisus, să-ți mulțumesc pentru că ne-ai dat ziua asta de trăit. Mulțumim. Îți mulțumesc pentru că ai fost cu noi în anul 2019, da. Te rog, Doamne, ca să fii cu noi în anul ăsta, te rugăm, să ne încălzești de orice rău, Amin. Să nu lași ca rău să vină peste noi. Amin. Te rog, Doamne, ca să protejezi casele noastre, Amin, și biserica asta. Te rugăm. Te rog, Doamne, ca să ne ajuți, ca să te primim în inima. Amin. Te rog, Doamne, ajută-ne dacă avem o problemă, da. Și te rog ca să vindeci pe fratele Orsan, te rugăm, să ajut să poate să vină înapoi la biserică, să fii cu sora Barak, Amin. Și să vindeci pe toți care au nevoie, da, de vindecare, te rog ca să fii cu Charlie și cu Jeff, te rugăm, ca să păzești pe ei și să vindeci pe ei, te rugăm, Doamne, ca să ne ajuți în orice moment, te rugăm. Și să ne ajuți ca să ajungem toți în cer în numele Domnului.
Amen. Thank you, God, for giving us all your sins. Slava. Thank you, God, for giving us a new year to live. Slava ti. Please, God, help my brother. Amen, Doamne, lucrează. Please, God, help more people come to know you. Amen, Doamne. Please, God, forgive us for all our sins. Îndură-te, Doamne. Thank you, God, for giving us food and water. Slava ti. Thank you, God, for giving us your word, the Bible. Slava ti, Doamne. Thank you, God, for protecting us from danger. Thank you for being our shepherd. Gloria ti. In Jesus' name, amen. Amen. Amin, Doamne Iisus, te rugăm. Îți mulțumesc pentru demnul acesta extraordinar, care mie mi-a fost mulți ani moto în viață, să alergăm astfel încât să căpătăm premiul, dar premiul este, de fapt, chemarea cerească. Amin. Doamne Dumnezeu, te rog frumos așa să alergăm anul acesta. Te rugăm, ajută-ne, Doamne. Te rog frumos să alergăm așa cu familia noastră. Amin, Doamne Iisus, te rugăm, lucrează. Ancorați în cuvântul Tău, să alergăm pentru a primi premiul chemării cerești. Amin. Doamne Dumnezeu, îți mulțumesc că această alergare, Doamne, se traduce și putem să luăm exemplu de la ea și în celelalte domenii ale vieții noastre, Doamne. Te rog frumos Tu să ne călăuzești planurile. Te rugăm, Doamne Iisus. Să alergăm în procesul acesta de a ajunge la obiectivele noastre, chiar și pământești. Amin, Doamne. Cu aceeași devoțiune, Doamne, ca să căpătăm premiul. Amin. Doamne Dumnezeu, să vii Tu cu viziunea Ta și te rugăm, Doamne Iisus. Tale, te rugăm. Și să călăuzești absolut fiecare pas al vieții. Te rugăm, Doamne Iisus. Doamne Dumnezeu, te rog frumos Tu să vii cu vindecarea Ta. Amin. În numele Domnului Iisus, te rugăm. Doamne, asta nu depinde de noi, asta depinde total de Tine, Doamne. Dar Tu ești medicul suprem. Aleluia. Și te rog frumos, Doamne, ca această vindecare să o lași Tu peste fiecare. În numele Domnului Iisus, te rugăm. Doamne, mă gândim la Charlie, bineînțeles, ne gândim la Iisus, Doamne. La numere, la echilibru în trup, ne gândim la mama mea, Doamne, îndură, Doamne, fiecare, Doamne, care are probleme, te rog, ridică și tărește. Te rog frumos, Doamne, și apoi pentru cei care au tristețe în suflet, tristețe în suflet. Da, Doamne, Iisus, te rog. Sigur, pentru sora Barac și apoi pentru fiecare, Doamne, să vedeți și la fratele Sandu Popa, la familia lui, la Estera, care a fost menționată. Atinge-te, Doamne. La sora, sorii vostru, și la fiecare care poate va fi bolnav în acest an, Doamne. Noi știm că Tu ești medicul suprem. Da, Doamne. Și încă dinainte ne încredem în puterea Ta vindecătoare. Aleluia. Și în harul Tău. Doamne Dumnezeule, eu nu știu câte să-ți cer așa, dar știu că Tu ești cel care este deasupra tuturor. Gloria ție, Doamne. Și care le îndreaptă și care le călăuzește. Și mă cred în Tine. Amin. În fiecare moment. Și pun și familia mea în mâna Ta. Da, Doamne. Binecuvinte. Biserica Ta. Da, Doamne. În mâinile Tale și acolo-i bine. Aleluia. Amin. Amin. Doamne, și este și eu îți mulțumesc pentru că mi-ai dat încă disciplina aceasta. Gloria ție, Doamne. Doamne, nu știm ce aduceți cu mâine, dar știm că Tu ești acolo. Gloria ție, Doamne. Doamne, Tu vei fi cu noi orice parte. Mulțumim, Doamne. Mulțumesc pentru că ne iubești așa de mult. Mulțumim. Slavă. Doamne, că acest acolo mai bun și mai iubitor. Amin, te rog. Numărul unu în viața noastră să fie Tu și cuvântul. Amin, Doamne, te rog. Personal, vreau să spend mai mult time în cuvântul Tău. Amin. Te rog, Doamne, ca Tu să bindești de atunci ca unde este. Te rugăm, atinge-te, Doamne. Sora Silvia, Doamne, te rugăm. Fratele Ursan, Doamne, îndură-te, Doamne. Și pentru Charlie și pentru Cea. În numele Domnului Iisus. Și la noi la tot, Doamne. Te rog ca să ne faci așa cum dorești Tu, Doamne. Să nu uiți niciodată și promisiunile Tale. Te ajută, Doamne, te rugăm. Mulțumim, Doamne. Să ne punem adăcă în inima noastră. Amin.
Te rugăm în acest moment, Doamne Iisuse, să te atingi de fiecare. Te rugăm, Doamne, care poate, Doamne. Te rog, Doamne, bun, pentru cei care au nevoie de sănătate în sufletul lor, Doamne Iisuse. Te rog frumos, vindecă sufletele. Cheamă pe nume, Doamne Iisuse. Te rog frumos, despietrește mințile și ochii și inimile care sunt închise, Doamne Iisuse. Te lucrează, Doamne, cu putere, Doamne. Te rugăm, Doamne. Cei dragi noștri să fie aleși ai tăi. Aleluia. În numele Fiului Tău, binecuvântează adunarea Emanuelului. Te rugăm. Fiecare în parte, te rugăm, tărește-ne în tine și are putere de la tine. În numele Domnului Iisus Hristos, mă rog. Amin. Cu mulțumire venim, Doamne Iisus, înaintea Ta în această dimineață și îți mulțumim că putem fi în prima zi acestui an în casa Ta. Mulțumim. Mulțumesc, Doamne Iisuse, că putem petrece acest timp în rugăciune și în jurul cuvântului Tău. Mulțumim. Dă-ne putere și călăuzire ca astfel să petrecem tot anul acesta aproape de Tine, în cuvântul Tău, împărtășie unii cu alții și cu Tine. Toate acestea le cer în numele Lui Iisus Hristos. Amin. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Este o zi de sărbătoare, Dumnezeu ne-a trecut și peste acest prag și un poet spune astfel de cuvinte: am mai trecut o cotitură și am mai legat în vreme un nod, am mai închis înapoi o poartă și am mai trecut peste un pod, iar timpul socotind de saga, o nouă haină iarăși scoate, un an s-a dus și altul vine și toate sunt noi și vechi sunt toate. S-a întors clepsidra vremii, iarăși stăm la un prag de vremuri noi, dar cine știe în calendare de că mai sunt și alte foi? În sacul vremii degolite, câte surprize ne așteaptă! Și nu cumva pe scara vremii aceasta este ultima treaptă? Când anul vechi a dat salutul, avea o teamă la apel, căci anul nou stătea în față, dar nu vedea cei după el. S-a dat onor la schimbul gărzii, dar mai solemn ca altă dată, de parcă anii pe la vamă nu vor mai trece niciodată. Ne vin răvașe din Scriptură că în vremurile de apoi vor fi războaie, boli și ură și anticristul printre noi, că în mulți iubirea și credința se vor răci în sloi de gheață, iar strâmbătatea și desfrâul vor umple legile din viață. Dar iar ne mai sosesc răvașe că Dumnezeu e tot stăpân, că în mâna Lui stă universul și toate doar prin El rămân. Într-o clipită hotărâtă El va striga timpului gata și timpul va preda ștafeta ca să înceapă judecata. Ești pregătit de întâlnire cu Marele Judecător? El vrea să-ți dea prin har iertarea, să-ți fie azi mântuitor. Al veșniciilor, Părinte, ce-a înnoit un an pe cale, vrea și pe noi să ne înnoiască pentru spățul slavei sale. Amin. Mulțumim Domnului cu un nou an, un nou început. Și fiecare, totdeauna mi-apare în minte această analogie a unui an nou, e ca și o carte cu fiile curate. Ce scrie în ea? Ce vei scrie în anul 2020? Îți pare rău pentru unele lucruri pe care le-ai scris în anul 2019? E bine, să nu-ți mai pare rău pentru că nu mai e. Îi mâna lui Dumnezeu și el poate spune: o arunc sau o păstrez. Pe a unora le păstrează, pe a unora le păstrează, pe a altora le-o dă în adâncul uitării. Dar Dumnezeu totuși ne-a dat ocazia aceasta să avem încă un an, să începem acest an și anume să-l începem în rugăciune și la casa Domnului. A Lui să fie slava și gloria. Amin. Mai lăudăm pe Domnul cu câteva cântări, apoi vei avea câteva anunțuri.
vrea să cântăm două cântări care ne aduc aminte de venirea lui Domnului Iisus. Și apoi a doua cântare vorbește despre dincolo de zare, o dimineață mai glorioasă, fără apus. Dincolo de zare, eu
Câtă nădejde sunt în aceste cuvinte, câtă nădejde. Și dacă nu ne-ar fi dat Iisus Hristos nădejdea aceasta, am fi niște oameni fără viitor, dar slavă și glorie fie aduse Domnului pentru vestea bună a învierii care ne-a dat-o și nouă. Serviciile duminicale sunt la ora 10 dimineața și la ora 6 după masă. 5 ianuarie, care este duminica care ne așteaptă, suntem la mijlocul săptămânii, vom sta împreună la masa Domnului, este prima cină din acest an, să ne pregătim să avem o inimă curată, un cuget curat și astfel să întindem mâna la masa Domnului. Pe 10 ianuarie, care este vineri la ora 6:30, copiii vor avea repetiție aici la biserică, după care vom începe serviciul de rugăciune. Dumnezeu binecuvintează începuturile slabe. Și îmi place să binecuvinteze începuturile slabe a celor care își arată o inimă interesată, care arată o inimă devotată în lucrarea Lui. Haideți să ne pregătim și pentru această lucrare care va ajuta biserica, va ajuta membrii bisericii și va ajuta comunitatea în care trăim. Nu am știut că anul 2020 este anul Bibliei și am un text foarte frumos care să susțină anul Bibliei. Vedeți, Ezra a fost în Babilon un cărturar foarte frumos. Se spune că el a scris chiar și cronicile, nu se știe, dar el a pus la rând, a scris din nou cărțile lui Moise, le-a rescris și a mai adăugat alte scrieri sacre a Bibliei. Dar vedeți, el vine din Babilon cu o educație fenomenală a Babilonului și vine în Ierusalim și are scopuri bine definite. El vrea să vină în Ierusalim să reconstruiască zidurile, pentru că toți veneau, atacau oricând Ierusalimul, nu era apărat de nimic. Va reconstrui și el și Neemia. Dar Ezra este cărturarul care face ceva la început de an și spune în versetul 8 al capitolului 7 din cartea Ezra. Ezra a venit la Ierusalim în a 5-a lună a anului al 7-lea al împăratului. Plecase din Babilon în ziua 1-i a lunii 1-i și a ajuns la Ierusalim în ziua 1-i a lunii a 5-a. Noi suntem în prima zi, în prima lună a anului 2020. El vine la Ierusalim și a ajuns la Ierusalim în ziua 1-i a lunii a 5-a, mâna bună a Dumnezeului său fiind peste el. No, care sunt scopurile lui Ezra? Căci Ezra își pusese inima să adâncească și să împlinească legea Domnului și să învețe pe oameni în mijlocul lui Israel legile și poruncile. Trei lucruri. Omul acesta vine în Ierusalim cu trei lucruri bine definite. Să adâncească, să împlinească, să învețe pe oameni. Haideți aceasta să fie și deviza Bisericii Emanuel. Acest an să ne adâncim în cuvânt, să împlinim cuvântul și să învățăm pe oameni din cuvânt. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Am avut ieri o convorbire telefonică cu fratele Vasile și cine vorbește cu fratele Vasile la telefon știe că după ce închide telefonul nu ești întristat. Mai degrabă lași telefonul cu zâmbetul pe buze. Da, a fost la spital și îi la spital, cred că este cel mai trist să împlinești anul nou la spital între frați și surori, dar nu de-ai noștri, ci medicali. Dar i-am spus, aveți ce mânca,
A spus că are ce mânca, mai ales că stă la dietă. A vrut să-l vizitez sau să-l vizităm, a zis nu, categoric nu. Eu, boala mea e mai putere decât sănătatea voastră, a zis. Și zice, voi sta încă câteva zile în spital și a voi mi se va da posibilitatea să plec acasă. S-a dus mai întâi cu durere de cap, febră și avea nevoie de pastile. Și când s-a dus la spital, vă dați seama, la spital nu erau pastile care să-i poată da febra, să poată reduce din febră. Și apoi, peste câteva zile, ori a dus la spital pastile pentru febră și ori dat. Dar acum când i-a dat febra jos, tensiunea a scăzut. Și o durere după cap avea. Și să ne rugăm pentru el, pentru că și Luca, băiatul fratelui Fasile, a spus că n-a mai văzut așa ceva. Spunea că i-a morțit mâna, zicea că n-am avut niciodată mai să cred că e paralizie. Așa de amorțită mi era. Zic, frate Vasile, știu că dacă te paralizează, paralizează jumătate din tine. Nu o mână doar. Îi și picior, îi mână și obraz, și față, și ochi, și absolut tot. Zic, dar ne vom ruga. Nu pot să plecăm la spital, dar putem să ne rugăm de aici. Amin. Pentru el care este în spital. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Haideți să ne ridicăm și în timpul acestei cântări să ne închinăm și cu darul nostru de bunăvoie și după care îl voi ruga pe fratele Claudiu să vină în rugăciuni, să roage pentru fratele Vasile, pentru sora Magda, pentru Charlie, pentru misionare care sunt în lumea aceasta și care propovăduiesc cuvântul Domnului fără a avea sărbători de Crăciun, de anul nou, ei non-stop duc vestea bună și pentru cuvântul care urmează să fie spus. Amin. Eu sunt fiul său.
să știu că Dumnezeu îngrijește și de mine, că și eu sunt fiul său. Eu nu știu ce va fi mâine, însă știu că Dumnezeu îngrijește și de mine, că și eu sunt fiul său. Amin. Rog pe fratele Claudiu să ne conducă în rugăciune. Te rugăm, Doamne Iisus, în aceste momente. Atinge-te, Doamne Iisus, cum rătai pe Tatăl. Te rugăm, Doamne Iisus. Îndură-te de El, îndură-te de sora mea, de fratele de fratele cef. Numai Tu, Doamne, poți dai această îndurare în aceste momente. Te rugăm, Doamne, ajută-ne, Doamne, ca biserica să le folosim spre slava Ta. Amin. Doamne, vrem să mergem împreună cu Tine și anul acesta, da, Doamne Iisus, și Te rog frumos să ne conduci Tu, să fii lumina noastră, Doamne Iisus. În toate, Doamne, să se facă voia Ta, în numele Domnului Iisus Hristos, vă rog. Amin. Amin. Păi vi se deschideți cuvântul Domnului, care găsim scris în cartea Iosua, capitolul 1, vom citi de la versetul 1 până la versetul 9 inclusiv. Cartea Iosua, capitolul 1, versetul 1 la 9, pagina Biblia Cornelescu, 233. Cuvântul Domnului spune astfel: după moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui Moise: robul meu Moise a murit. Acum, scoală-te, treci Iordanul acesta, tu și tot poporul acesta, și intrați în țara pe care o dau copiilor lui Israel. Orice loc pe care va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum am spus lui Moise. Ținutul vostru se va întinde de la Pustiu și Leban până la râul cel mare, râul Eufrat, toată țara hitiților și până la Marea cea Mare spre apusul soarelui. Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine, cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te, căci tu vei da în stăpânire poporului acestuia țară pe care am jurat-o părinților lor că le voi da. Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea, nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta, cugete asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, că atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta? Întărește-te și îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Amin. Amin. Ocupați locurile. Mesajul din această dimineață este cumva continuarea orei de rugăciune. Numai că fratele Cosmin a citit din Exod, textul este din Iosua, e vorba despre ucenic și învățător, Moise și Iosua. Vedeți, Moise a scos cu mână, cu ajutorul mâinii lui Dumnezeu, mai bine ar fi, poporul din Egipt, care a durat 400 de ani, i-a scos din Egipt, i-a trecut prin Marea Roșie, i-a dus în pustiu, acolo s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, au plătit pentru răzvrătirea lor
40 de ani pentru fiecare zi, cât au fost scoadele, au plătit din cauza că nu au crezut că vor intra în Canaan, țara nu le va fi dată, ci dacă vor intra acum, părinții vor fi vânduți ca robi, copiii la fel. Practic, eu au spus lui Dumnezeu, Doamne, Tu nu-ți dai seama ce va fi cu noi dacă intrăm în Canaan. Sau ar fi mai bine să mai stăm un pic în pustiu, Doamne, pentru că noi am văzut ce sunt acolo, acolo sunt fiii lui Anac și Tu, Doamne, cam cu fiii lui Anac, n-ai ce face. Dumnezeu a zis, ok, mormintele voastre vor fi aici în pustiu, veți plăti pentru cârtirea aceasta cu viața voastră. N-ați vrut să fiți îngropați în Canaan, veți fi îngropați aici. Și copiii voștri despre care ați spus că vor fi vânduți, vor fi slugi, ei vor vedea Canaanul și vor simți și vor spune, Dumnezeu a avut dreptate și părinții noștri au greșit. Și așa a fost. Și Iosua face parte din generația care a zis, noi vom intra, noi luăm Canaanul, noi luăm Canaanul foarte ușor. Și când Moise a văzut acest lucru, a schimbat numele din Hosea în Iosua, pentru că a spus, băiatul ăsta nu se încrede în el, chiar dacă numele lui este izbăvire, el se încrede în Dumnezeu. Tu trebuie să-i schimbi numele, pentru că el spune, Dumnezeul izbăvirii. Și a spus, nu, Hosea, de azi înainte ești Iosua. Și a sosit timpul ca trebuia Moise să moară, ca poporul să intre în Canaan. Și parcă văd scena aceasta, Domnul îl ia pe Moise să se duce undeva și vine fără Moise. Și vine la Iosua și zice, robul meu Moise a murit. Nu-i. Nu acum tu, scoală-te. A sosit poporul în fața râului Iordan. Ia țara. Ia o stăpânire. Țara pe care ei n-au văzut-o niciodată, majoritatea n-au văzut-o niciodată în afară de Caleb și Iosua. Nimeni n-a văzut-o. Cum arăta ea? Dar țara despre care li s-a descris în cuvinte foarte frumoase și cuvintele care se repetă cel mai mult în Vechiul Testament este țara unde curge lapte și miere. Mai apoi Moise le va spune, sunt pomi acolo, dar voi nu i-ați sădit. Sunt case acolo, dar nu voi le-ați construit. Sunt grădini frumoase, dar nu voi le-ați lucrat. Sunt drumuri de piatră, nu voi le-ați pavat. E absolut gata, du-te, ia-o. Pentru că poporul care le-a făcut aceste lucruri, l-a făcut bine, calitativ, dar ei care au făcut, nu s-au închinat, nu m-au recunoscut pe mine. E un popor desfrânat, e un popor care are minte de sfrâul, e un popor care nu vrea să știe de mine, ba din potrivă, își aruncă copiii în foc. Dar voi să nu faceți lucrul ăsta. Eu de-aia îi scot de acolo ca voi să intrați, ca voi să nu repetați greșelile lor. Vreți să le repetați și voi veți fi duși. Și istoria ne spune, a fost duși, a fost în Babilon și parțial au venit înapoi. Dar e o țară frumoasă unde curge lapte și miere. Egiptul e în trecut, pustiul e în trecut, câteva țări prin care au trecut ei sunt în istorie. Acum ei stau în fața Iordanului cu mari semne de întrebare. Stau în fața țării promise, gata să o ia. Nimic împiedicându-i decât trecutul lor. Vedeți? Fratele Cosmin a citit din Exod capitolul 33, un text minunat, găsesc interesant textul acesta și textul din care am citit, pentru că aici Moise se întreabă de trei ori ceva pe Dumnezeu. În versetul 11. Și nu mi-arăți pe cine vei trimite cu mine? Moise spune, arată-mi cine merge cu mine, la fel cum a spus și fratele Cosmin. Dumnezeu îi arată. Apoi în versetul 13 spune, arată-mi căile tale. Și Dumnezeu îi arată. Și versetul 18, arată-mi slava ta. Și Dumnezeu îi arată. I-a arătat-o slava lui?
Găsesc foarte interesant, pentru că el cere slava să o vadă. Moise vrea să vadă slava lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi spune, voi face să treacă pe dinaintea ta toată slava mea. Așa scrie în text? Frumusețea mea! Nu i-a arătat slava. Nu. Slava și frumusețea Domnului sunt la fel. Când Dumnezeu vorbește de slavă, are în vedere frumusețe. Și când vorbește de frumusețe, are în vedere de slavă. Moise ar fi putut să spună, Doamne, arată-mi toată frumusețea ta. Și o arăta. Noi am văzut slava lui Dumnezeu. Noi am văzut slava lui Dumnezeu. Noi am văzut frumusețea lui. Noi am văzut cât de frumos este Dumnezeu. Și cât de frumos este tata, așa de frumos sunt și copiii lui. Nu, acum Iosua deja. Și observați, Iosua nu spune, Doamne, cine merge cu mine în Canaan? Nu îi spune. Iosua nici nu întreabă, Doamne, arată-mi căile tale. Nu îl întreabă. Nici nu îi spune, Doamne, arată-mi slava ta. De ce? Pentru că Iosua a văzut cine merge cu poporul. Iosua a văzut căile Domnului. Iosua a văzut frumusețea Domnului. Tot de ce avea nevoie Iosua, era trei lucruri pe care Dumnezeu le repetă de trei ori în textul pe care l-am citit. Iosua, tu nu ai nevoie de slava mea? Tu nu ai nevoie să vezi cine merge cu tine? Tu nu ai nevoie să vezi căile mele? Tot de ce ai nevoie tu este trei lucruri. Întărește-te și îmbărbătează-te. Întărește-te și îmbărbătează-te. Întărește-te și îmbărbătează-te. De trei ori se repetă în capitolul 1. Întărește-te și îmbărbătează-te. Trei lucruri le-a cerut Moise, trei lucruri îi le spune deja Dumnezeu lui Iosua. N-ai nevoie de lucruri pe care le-a cerut Moise. Tu le-ai văzut. Tu le-ai văzut. Tot de ce ai nevoie tu, Iosua, este să te întărești și să te îmbărbătezi. Frați și surori, anul 2019 a trecut. Cineva spune, Doamne, să mai văd și slava ta și anul ăsta. Arată-mi căile tale și anul ăsta. Le-ai văzut. Nu le-ai văzut. Le-ai văzut. Tot de ce ai nevoie în anul 2020, întărește-te și îmbărbătează-te. Mergi înainte. Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. La fel că în anul ce a trecut, la fel și în anul ăsta. Nu-i dă posibilitatea Dumnezeului lui Iosua să vadă iar căile lui, iar cine merge cu el, iar slava lui. El le-a văzut, avea nevoie doar să se întărească și să îmbărbăteze. Vedeți, Iosua a văzut, a fost martor ocular la ce se întâmplă, sau martor ocular al costului neascultării de Dumnezeu. Ce s-a întâmplat atunci când poporul n-a ascultat de Dumnezeu? Sau ce s-a întâmplat atunci când poporul s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu? Pământul a crăpat. Câteva sute au plecat sub pământ. Ce s-a întâmplat atunci când ei au cârtit din nou? Dumnezeu iar a luat câteva sute. Ce s-a întâmplat atunci când n-au vrut să intre în Canaan? Dumnezeu nu le-a dat voie. Iosua a fost martor ocular la prețul neascultării de Dumnezeu. Pentru că unicul lucru care te poate opri de a merge înainte cu Domnul sunt amintirile noastre din trecut. Și stă Iosua săracul în fața râului Iordan și zice, Doamne, eu vreau să intru, dar eu știu trecutul și ăsta nu-mi dă pace, nu-mi dă liniște, eu știu că poporul acesta s-a răzvrătit, eu știu rezultatul, eu știu costul neascultării, tu îmi spui să intru cu poporul acesta în țara Canaan. Trecutul nu mă lasă, pentru că mă tem. Întărește-te doar și îmbărbătează-te, Iosua. Nu tu vei lupta,
fratele Cosmin a zis că l-a cercetat textul din Filipeni, capitolul 3, cu versetul 13, uitând ce este în urmă, mă arunc înainte. Și a zis înainte de asta că el, Dumnezeu a pus punct la starea aceasta. Predica din această dimineață este intitulată și titlul l-am pus mai la altă ieri. Și titlul este Pune punct și iau de la capăt. Gata, nu-i mai 2019, 2020. Pune punct. Okay. Ești într-un nou an. Iau de la capăt. Iosua, uită. Moise, e o altă istorie. Pune punct lucrării lui. Eu am lucrat într-un fel cu el, acum lucru cu tine. Cu tine va fi diferit decât cu Moise. Nu crede că se va repeta aceleași, voi folosi aceleași pași, aceleași șablon de a merge cu tine. Nu, nu, voi fi diferit cu tine. Pune punct pe anul 2019. Ia-o de la capăt în anul 2020. Noi lupte, noi rugăciuni, noi cădere, noi încercări. E un alt drum. De ce în această dimineață aș vrea să privim la trei lucruri pe scurt? Cum să pui punct la anul 2019 și pur și simplu să o iai cu nou start pentru anul 2020 împreună cu Domnul? Evreii stau în fața poporului, râului Iordan, Moise nu-i a murit, nu sunt cei ce au ieșit din Egipt. Frate și surori, trecutul e bun. Trecutul este bun. Trecutul poate fi o cârmă cu care tu încerci să direcționezi barca vieții sau barca din prezent pe marea vieții, a trecutului. Și înveți din greșelile din trecut. Acolo am picat, bine, acum nu le mai repet. Greșelile, trecutul, poate fi o cârmă. Dar pe cât de bun poate fi folosit ca și o cârmă trecutul, pe atât de rău poate fi ca și o ancoră. Te frânează. La greu te frânează. Nu-ți permite să mergi înainte pentru că stai cu gândul în urmă și cunosc persoane care trăiesc cu trecutul în prezent. Ei trăiesc acum, dar se gândesc la relațiile din trecut care s-au rupt, la persoane care i-au supărat în trecut, la cele care i-au dator din trecut. Trăiesc cu trecutul, e o ancoră, nu-ți permite să avansezi în relația ta cu Dumnezeu. Ar fi imposibil să te îndemn, ar fi imposibil să te îndemn să uiți toate văile, dar și urcușurile sau culmile pe care ai urcat anul trecut. Nu pot să te îndemn, știi ce, fratele meu și sora mea dragă, uită anul trecut, nu pot. E parte din viața ta, e parte din viața mea. Dar unicul lucru la care poți să te îndemni este acesta. Întărește-te și îmbărbătează-te. Iosua tot a trăit cu trecutul. Iosua tot avea trecutul. Iosua a văzut mult sânge. Pentru că până ajunge la râul lui Iordan, ei au trecut prin câteva țărișoare, vă aduceți aminte. Unii nu i-au primit, unii i-au fugărit. Pentru unii au trebuit să lupte. El a văzut. Și tot trecutul stă acum în mintea lui Iosua, intrând într-o țară nouă. Abandonează trecutul. Lasă-l acolo. Să nu fie o ancoră pentru tine în slujba lui Dumnezeu, trecutul tău, greșelile din 2019, păcatul din 2019. Lasă-l. Pune-i punct. Pune capăt temerilor. Vreți? E nou început și fiecare din noi se teme de necunoscut pentru că nu știm cine așteaptă. Și ei se temeau și poporul Israel se temea de ceea ce urmează după râul Iordan. Și după râul Iordan era prima cetate foarte puternică și arheologii au descris-o ca o cetate foarte întărită, aproape imposibil să fie cucerită. Carele să meargă, pentru că poate nu greșesc dacă voi spune două, sunt sigur că sunt mai multe, câteva caruri una lângă alta, două caruri se puneau una lângă alta și puteau să meargă pe zid, pe zid, în zid erau case întărite. Vă dați seama, apartament în zid, erau în Ierihon, imposibil de ruinat.
Noi nu știm ce ne stă după ce trecem Iordanul. Iordanul a fost aseară, ora 12 noaptea și deja spre dimineață. N-am știut. L-am întâlnit cu zâmbet. La fel cum a spus și fratele Cosmin, s-ar putea mâine deja să plângem, pentru că acolo deja e Erihonul. Ei se temeau de Urieș, fiii lui Anac încă erau acolo. După 40 de ani, Urieșii au trăit mult. 40 de ani au murit mulți evrei în pustiu, dar nu și Anacii în Canaan. Anul acesta, de fapt anul trecut, ar trebui să spun deja să mă deprind, fratele Cosmin sau Jeff, la ora de rugăciune, a predicat despre Uriași din vieți, din viețile noastre. Își giganții din fiilor lui Anac. Ei se temeau de ei. Pentru că atunci când iscoadele descriu ce au văzut ei în Canaan, au zis, noi eram ca niște lăcuste prin și erau niște giganți. Problemele tale care vor fi din anul acesta, vor fi și ele ca niște giganți și tu ca o lăcustă. Noi toți ne temem de viitor. Mi-aduc aminte. I-am zis că îndemnul fratelui Cosmin în această dimineață e cumva continuarea, sau predica mea e continuare. Anul 2012, dacă nu greșesc, când toți au zis calendarul Maya, sfârșitul lumii, plițele tectonice se vor desface și vor fi un tsunami de nu știu câți kilometri. Vă dați seama, unii au făcut bunker și așteptau să fie sfârșitul și au cumpărat multe lucruri care nu se strică pe ani înainte, în cutiuțe de metal, și au pus în bunker și au stat acolo întâlnind anul 2012. Vă dați seama? E adevărat, omul se teme de necunoscut. Și dacă am fi fără Dumnezeu, frate și surori, toți am fi în buncăre. Toți am fi cu pânica acolo uscată, întingând și tremurând la ora 12 noaptea. Toți am fi așa. Dacă nu am via pe Dumnezeu, care ne-ar spune, la fel cum a spus și lui Iosua de 3 ori, întărește-te și îmbărbătează-te. Și vedeți, nu e un îndemn. Nu e un îndemn, pentru că Dumnezeu explică. Și Iosua ăsta nu e un îndemn. Versetul 9, nu ți-am dat eu oare porunca aceasta? Îi poruncă, nu e opțiune, îi poruncă, e un imperativ. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta? Întărește-te și îmbărbătează-te? Da, mi-ai dat-o, Doamne. Păi atunci de ce te temi? Iar nu crezi ca și poporul din pustiu că eu sunt mai tare decât Anac? Toate temerele lui Iosua înainte să intre în țara Canaan vineau din fostele greșeli, greșele din trecut, iar fostele greșeli au fost fapte greșite, pentru că au fost făcute fără să-L întrebe pe Dumnezeu. Nu cumva te temi și tu în această zi de greșele din trecut pentru că nu L-ai întrebat pe Dumnezeu și ai călcat pe bec, să-i spunem așa? N-ar fi oare mai bine să facem ca David, care înainte de a pleca la o luptă, îl întreba pe căpitanii lui, dar mai înainte de toate îl întreba pe Dumnezeu. Și în 2 Samuel 5:19, David a întrebat pe Domnul să măsui împotriva filistenilor. Îi vei da în mâinile mele. Și Domnul a zis lui David, suie-te, căci voi da pe filisteni în mâinile tale. Cu ce fel de inimă pleci atunci la luptă? Cum îți iei inima când pleci atunci la luptă? Nu e așa că te duci, practic poți să te duci cu mâinile în buzunar, că știi că Dumnezeu luptă pentru tine. Bine, David nu s-a dus chiar așa. Dar noi, în anul acesta, sunt sigur că vor fi uriași. S-ar putea și în lucrarea cu biserica sau în familie să fie uriași. Dar înainte ca să facem ceva, n-ar fi oare mai bine să spunem, Doamne, ni dai în mâinile noastre? Și Dumnezeu spune, fii dau, atunci la luptă.
ascute-ți sabia și la luptă. Pune capăt temerilor. Pune capăt temerilor în acest an. Și în ultimul rând, lasă-L pe Dumnezeu să lupte pentru tine. Canaanul, exact după ce au trecut râul Iordan într-un mod miraculos, apele să se oprească pe de-o parte, sub formă de perete, ei să treacă cum au pus leviții împreună cu chivot, piciorul pe apă să se oprească într-un perete și celălalt să treacă ca să poată trece tot poporul, vă dați seama, o intrare miraculoasă. Nimeni n-a intrat ca și popor într-o țară, astfel cum a intrat poporul. Unii intră cu tanguri într-o țară, unii intră cu steaguri, cu artilerie și alte lucruri. Ăștia vor intra cu chivotul, oprind apa. Dar după râul Iordan era Ierihon, era cetatea Ai, era cetatea Luz, era Salemul, care nu l-au putut cuceri. Vă dați seama, pentru că la studiu persoanei David am observat acest lucru. Salemul, Ierusalimul, pentru că un timp capitala Israelului n-a fost la Ierusalim. Și de când a intrat poporul în Ierusalim, e bine să facem un pic de istorie, de când a intrat poporul în Canaan și până când David a cucerit Salemul, nu știu, e o bună întrebare. Câți ani au trecut? Câte sute, mai bine să spunem, câte sute de ani au trecut? Mă gândesc că mult. Și nu au putut cuceri cetatea Salem până când David n-a devenit împărat. Vă dați seama? S-ar putea în viața ta să fii un Salem din ăsta. S-ar putea în viața mea de familie sau în viața familiei noastre cu frații, surori și mama mea să fiu un Salem din ăsta. Și noi avem un Salem din ăsta care nu știm când îl vom cuceri sau nu știm când Dumnezeu îl va cuceri. Dar luptăm pentru el. Și stăm și stăm în rugăciune și Salemul ăsta știu că Dumnezeu îl va dobură. Și știți cum a fost câștigat Salemul? Printr-o fântână. S-a dus cineva și a intrat. Și a fost câștigat. Și cei din Salem își băteau joc de David și de toți luptătorii lui, spune, zice, și șchiopii vor lupta. Și orbii și șchiopii vor lupta cu orice ostaș de-a tău. Numai ca să nu-l dăm. N-ai nicio șansă, îi spuneau lui. N-ai nicio șansă, David, să cucerești Salemul. E o cetate care nu-i pe seama ta. Nici nu te gândi. Și a fost câștigat așa de ușor. Cetăți întărite pot fi în viața ta, războinici viteji, dar Dumnezeu luptă pentru tine. Aș vrea să citesc câteva texte ca să vezi cum Dumnezeu luptă pentru tine, cum Dumnezeu luptă pentru mine. Da, pot să spun, El nu va lucra cu tine la fel ca în aceste texte, că nici cu Iosua n-a lucrat în fel cum a lucrat cu Moise, altfel a lucrat. Dar ia aceste texte. Psalmul 35:1, apără-mă, Doamne, de potrivnicii mei, luptă Tu cu cei ce se luptă cu mine. Deuteronom 1:30, Domnul Dumnezeul vostru care merge înaintea voastră se va lupta El însuși pentru voi, potrivit cu tot ce a făcut pentru voi sub ochii voștri în Egipt. Deuteronom 3:22, nu te teme de ei, căci Domnul Dumnezeul vostru va lupta El însuși pentru voi. Iosua 23:10. Unul singur dintre voi urmărea 1000 din ei, căci Domnul Dumnezeul vostru lupta, cum v-a spus. 2 Cronici 20:15. Și Ahaziel a zis, ascultați tot Iuda și locuitorii din Ierusalim și tu, împărate Iosafat, așa vă vorbește Domnul. Nu vă temeți și nu vă spăimântați dinaintea acestei mari mulțimi, căci nu voi veți lupta, ci Dumnezeu. Poate cineva va spune, da, dar asta a fost în Vechiul Testament. Avem și Noul Testament. 1 Timotei 4:10. Noi muncim, în adevăr, și ne luptăm, pentru că ne-am pus nădejdea în Dumnezeul cel viu. Cum să faci să nu lupți tu, ci Dumnezeu cel viu? Pune-ți nădejdea în El.
care este Mântuitorul tuturor oamenilor și mai ales al celor credincioși. Frații și surori, de mâine începe alte lupte. Tu vrei să-L învingi? Lasă-L pe Dumnezeu să lupte pentru tine. Vei avea necazuri în anul 2020. Cineva a spus, necazurile sunt ca și impozitele, ca și taxele. Nu scap de ele. Dar voi aveți deja pregătită ieșirea din acele încercări și necazuri. Pentru că cuvântul Domnului ne spune acest lucru. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească și Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul ca să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Și ascultați Ieremia 29:11. Căci sunt cu privire la noi. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi. Voi nu, dar eu da, spune Dumnezeu. Gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Frații și surori, cei care trăiesc cu trecutul și cu greșelile din trecut nu pot să aibă un viitor. Nu pot. Nu pot să aibă un viitor și o nădejde pentru că ei trăiesc în trecut. Ei nu dau drumul trecutului. E o ancoră care îi blochează să înainteze. Cei care trăiesc cu trecutul și cu greșelile din trecut nu pot să aibă un viitor și o nădejde. Dă-i astăzi Domnului jugul tău pe care tu nu poți să-l porți de unul singur. Și tot ce este și tot el este cel, vrea, este cel ce vrea să-ți dea o nădejde. Îți ia jugul, îți dă nădejdea, îți dă o odihnă sufletească. Aș vrea la încheiere să citesc această poezie scrisă de Traian Dorz. A fraților și surorilor care nu vor să lase pe Dumnezeu să lupte pentru ei. A fraților și surorilor care vor să trăiască cu trecutul lor. A fraților care nu își pun nădejdea în Dumnezeu. Iată cuvintele pe care le spune fratele Traian Dorz. Cine își pierde mâna dreaptă, cum mai face o cruce? Cine își pierde soțul vieții, jugul, cum și-l duce? Cine își pierde ochiul, oare lumea cum să o vadă? Cine își pierde legământul, frații cum să-l creadă? Cine a lui genunchi și-l pierde, cum să se mai roage? Cine își pierde calea sfântă, oare unde trage? Cine își pierde părtășia dulce a rugăciunii, cum va mai putea scăpa de groaza iadului minciunii? Cine își pierde limpezimea inimii de sine, cu ce, Doamne, să mai afle calea către tine? Cine își pierde aripa sfântă, cum o să mai zboare? Cine și le pierde toate, Doamne, greu mai moare. Să ne ajute Domnul, să apelăm la El, să nu uităm în acest an. El e unicul care poate să dea izbăvirea. E unicul care poate să rezolve situațiile noastre. Și dacă stă înaintea ta o decizie care trebuie să o iai, așează-te pe genunchi, că nu ia mult timp. Așează-te pe genunchi, întreabă-L pe Dumnezeu. Frații și surori, asta nu vine din partea lui Eduard către Biserica Emanuel, vine din partea lui Dumnezeu, în primul rând, către mine. Eu am nevoie de lucrul ăsta. Să ne ajute Domnul. În toate să aducem în primul rând la dispoziția Lui și știm că El are răspuns pentru toate. Și să facem în acest an la fel cum a făcut Ezra. Să ne adâncim în cuvânt, să împlinim cuvânt și să învățăm din acest cuvânt pe alți oameni legea Domnului. Amin. Haideți să venim și să închem cu rugăciune serviciul din această dimineață și aș vrea să-l rog pe fratele Isaia să încheie cu rugăciune.
Gloria ție, Doamne Iisuse, îți mulțumim pentru omul. Te rugăm sufletul și amin. Te rugăm, Doamne Iisuse, și pentru ei, pentru președinte. Amin. Doamne Iisuse, păzește Tu, condu-l Tu, ocrutește Tu, este ales de Tine și nimic nu era întâmplat. Ajută fiecare să vedem, să înțelegem. Amin. Tu ești Creator. Ajută-ne, Doamne Iisuse. Tu ești Tatăl Domnului. Amin. Și nimeni nu vine la Tine decât pe Ea. Doamne, vrem să fim lumină. Amin, Doamne. O lumină mai mare. Ajută-ne, Doamne. Vrem ca mintea noastră, inima noastră, sufletul nostru să fie ale Tale. Amin. Mulțumim că ne vorbești. Mulțumim. Ne-ai vorbit. Mulțumim. Dar te rugăm să ne ierți că de multe ori n-am sau n-am luat seama. Venim înaintea Ta așa cum suntem. Și nu vrem să ne ții cum suntem, ci creează-ne după voia. Te rugăm, Doamne, schimbă după chipul Tău. Ne ajută. Ca toată slava, toată cinstea să fie. Amin, Doamne Iisus. Înălțăm numele Tău mai presus de orice. Amin. Mulțumim că ne-ai binecuvântat. Gloria ție, Doamne. Suntem mai tăi. Slavă ție, Doamne. Ne încredem în Tine. Ne încredințăm în mâinile Tale. Și vrem să mergem înainte. De multe ori avem nevoie ca să ne iei judecata, puterea minții noastre, ca să putem face un lucru din partea pentru Tine, pentru Sfânt. Amin. Fă cum știi și ajută-ne să călcăm pe urmele Tale. Ajută-ne. Ia-ne pe fiecare timp. Te rugăm, Doamne. Și atunci știm, o să ajungem la o țintă bună. Nu-i vorba numai de ajungere, e vorba că noi vrem să Te slăbim. Te ajută, Doamne Iisuse, să facem cu inima curată. Ajută-mă să nu părăsesc. Amin. Amin. Împăratului veșnicilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu, să fie cinstea și slava în vecii vecilor. Amin. Doamne, viața mea ți-o dau, pe deplin eu mă predau, mă conduc Tu pas cu pas. Să vă binecuvinteze și ne întâlnim duminică la ora 10 dimineața când vom sta împreună la masa Domnului. Să ne apropiem de El și El se apropie de noi. A Lui să fie slava în veci de veci. Amin. Amin.